Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom lucra împreună un nou model de șnur dantelat, care cu siguranță vă va plăcea și va fi util în lucrările dumneavoastră. Eu am început să lucrez și nu m-am putut abține să nu mă pun să filmez un pic. Însă voi lucra cu o altă culoare, voi începe totul de la început. Așa se prezintă modelul, este foarte simpatic și foarte ușor de realizat. Vom folosi firul de bumbac, indiferent de culoare, și croșetul cu numărul 1. Voi începe prin a lucra un număr de 8 ochiuri de lanț. Deci, voi începe numărătoarea, numărul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. În acest moment vom lua firul de două ori pe croșet, ne vom întoarce în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț lucrat și vom lucra în corespondența acestuia un număr de 3 piciorușe duble înalte. Eu am realizat primul, cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Voi lua firul din nou de două ori pe croșet și voi intra în corespondența primului ochi de lanț realizat și voi lucra două piciorușe duble înalte. Deci am lucrat primul, iar acum cel de-al doilea picioruș dublu înalt, corespondența acelui așa ochi de lanț. Voi închide, voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul și voi forma un picot. Voi intra în corespondența celui de fapt al primului ochi de lanț realizat acum și voi închide totul cu fir alunecat. După care voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi intra în corespondență celui de-al doilea picioruș dublu înalt și voi face un picioruș scurt. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Voi intra în corespondența următorului picioruș dublu înalt și fac un picioruș scurt. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Voi intra în corespondența următorului picioruș și voi face un picioruș scurt. Iar acum, ultimele 3 ochiuri de lanț și piciorușul scurt în corespondența ultimului picioruș dublu înalt. În acest moment eu voi face 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț, firul de două ori pe croșet și aici avem o parte din cele 8 ochiuri de lanț realizate la început. Noi vom intra în corespondența primului ochi de lanț disponibil aici și voi lucra cele 3 piciorușe duble înalte în corespondența acestuia. Cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Firul pe croșet, voi intra în următorul ochi de lanț și voi lucra cele două piciorușe duble înalte pentru a completa numărul. Deci avem cele 5 piciorușe duble înalte. Acum voi face din nou cele 3 ochiuri de lanț, voi întoarce lucru și voi forma picotul cu fir alunecat. 3 ochiuri de lanț, voi intra în corespondența următorului picioruș și voi face un picioruș scurt. 3 ochiuri de lanț. Picioruș scurt în corespondența următorului picioruș. 3 ochiuri de lanț. Picioruș scurt în corespondența următorului picioruș. 3 ochiuri de lanț. Și picioruș scurt în corespondența ultimului picioruș. Voi repeta din nou cele 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, firul de croșet,
Și după cum vedeți, aici am din nou cele 6 ochiuri de lanț. Voi intra în primul loc de lanț disponibil, lucrând un picioruș dublu înalt, firul pe croșet de 2 ori, cel de-al doilea picioruș dublu înalt, în corespondența aceluiași picioruș, firul pe croșet de 2 ori, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, firul pe croșet de 2 ori, mă voi deplasa în următorul ochi de lanț, iar aici voi lucra 2 piciorușe duble înalte, primul și cel de-al doilea. După care repetăm din nou cele 3 ochiuri de lanț, întorc lucru, voi forma picotul, doar aici la începutul rândului este nevoie să formăm picotul, 3 ochiuri de lanț, mă voi deplasa și voi închide cu piciorul scurt în următorul picioruș, 3 ochiuri de lanț, piciorul scurt în corespondența următorului picioruș, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, piciorul scurt în următorul picioruș, 3 ochiuri de lanț și ultimul picioruș scurt, după care reîncepem din nou cele 6 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, firul pe croșet și vom intra din nou în corespondența primului ochi de lanț din cele 6 pe care le-am realizat, lucrând din nou. Deci acesta este modelul, după cum vedeți, se lucrează foarte ușor, nu este greu, chiar dacă văzându-l așa pare ceva foarte complicat. Odată ce ați lucrat, ce ați făcut începutul, apoi totul va decurge foarte, foarte ușor. Deci, aceasta este ceea ce am dorit să vă prezint astăzi, așa cum vă spuneam, uitați-vă ce frumos se prezintă, cum vă spuneam, nu este deloc greu și dacă v-a plăcut și dacă vă plac acest tip de materiale scurte în care învățăm lucruri noi, dar foarte utile, vă rog să lăsați un like, un comentariu, să veniți cu idei pentru noi tutoriale și ca de fiecare dată eu vă salut cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă aștept din nou alături de mine. La revedere, vă salută Tatiana!